Dragii mei, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Cristina și astăzi vreau ca să vă prezint un haul cu produse de la B&H Cosmetics. Sunt foarte entuziasmată pentru această cutie și de-abia aștept să vă arăt ce am în ea. Să începem cu această paletă, care este o paletă de blush-uri, se numește Nude Blush. Și arată cam așa. Această paletă a costat 8 dolari. Și haideți să o desfacem să vedem cum arată în interior. Nu este foarte ușor de desfăcut. Această carcasă este făcută din plastic, văd că arată destul de cheap. Și să vedem cum este în interior. Ta-da! Are niște culori destul de frumoase, mie îmi plac foarte mult pentru că sunt foarte multe culori peach. De-abia aștept să o folosesc. Văd că sunt extrem de fine și de pigmentate, ceea ce nu este neapărat un lucru bun pentru mine, pentru că nu-mi place să las o pată de blush pe obraz, dar să vedem cum se comportă. Dacă vreți să vedeți, testate aceste produse, rămâneți aproape, dați un subscribe canalului meu și o să vedeți aceste produse testate rând pe rând. Următorul produs este o paletă de sprâncene, se numește Ultimate Brow Palette și aceasta a costat 19 dolari. Nu reușesc să o scot. Hai. Așa. Rândul de jos este format din produse care sunt făcute din ceară, văd că. Iar cele din rândurile de sus sunt farduri. Ce pigmentate sunt! Abia am atins culoarea și deja, da, sunt foarte, foarte pigmentate. O să vedem și acestea cum se comportă. Următorul produs este acesta. Și se numește Shade and Define și a costat 12 dolari. Aceasta este o paletă de contouring care este foarte prufoasă și am stricat-o deja cu folia, dacă vedeți aici. Are o textură așa fină. Și o să vedem cum se comportă pe obraz, nu vreau să vorbesc înainte, doar vi le arăt și o să le testăm rând pe rând și vă zic părerea mea despre fiecare în parte. Și la aceasta ambalajul este tot de plastic, este o plastic care arată destul de ieftin. Dar la prețurile acestea nici nu ne putem aștepta la foarte mult. Următorul produs este o paletă de highlight care arată foarte drăguț. Nu știu de ce aceasta îmi dă senzația de high-end. Această paletă de highlight se numește Spotlight Highlight și a costat 13,50. Haideți să o deschidem. Ce drăguță e! Da, cred că îmi place foarte mult aceasta. Gorgeous! Deja m-am îndrăgostit de ea.
Oh my God, abia aștept să o testez! Da, îmi place, îmi place, îmi place, sunt foarte încântată. Cred că până acum cel mai mult sunt încântată de aceasta. Se vede că este ce trebuie. Mie îmi place foarte mult highlighter-ul, după cum vedeți. Următoarea paletă este... Aurora Light. Mi-am dorit foarte mult această paletă. Această paletă costă $12,60 de cenți și este absolut superbă, de-abia aștept să o probez. Hello, gorgeous! Sunteți pe fază? Este superb, este absolut superb, abia aștept să o probez. Da, deci. This is me being happy. Următoarea este o paletă pe care mi-am dorit-o de prima dată când am văzut-o, dar am fost puțin dezamăgită și sunt puțin dezamăgită de ea, deoarece aceasta este Take Me Back to Brazil. Așa arată. Take Me Back to Brazil costă $15. Bine că prețurile pot să fluctueze pentru că sunt foarte multe discounturi la ei pe site și depinde de voi. Eu le-am luat în perioada Crăciunului și... Da. A durat ceva până a ajuns la mine pentru că comandat pe adresa mamei mele care locuiește în Italia și din această cauză au ajuns mai târziu la mine când a ajuns și ea în țară. Dar nu știu dacă se merită pentru că nu am știut că la ei acolo în țară, în Italia, se plătesc niște taxe care sunt destul de mari. Am mai plătit încă $40 în afară de ceea ce am dat pe ele. Și da, nu prea. În fine, dacă tot le-am cumpărat, am zis să vi le arăt. Această paletă mi-am dorit-o foarte mult pentru că are niște culori absolut superbe. Și sunt pigmenți presați. Culorile sunt extrem de intense, dar are o folie pe care nu pot să o dezipez momentan pentru că e prinsă cu niște scotch aici. Dar este mult mai mică decât mă așteptam. Mă așteptam să fie mult, mult mai mare. Mă așteptam să fie mare, e micuță, e foarte micuță, nu știu cum să fac ca să vă dați seama. Dar, da, sunt un pic dezamăgită, nu am ce să fac, asta e. De-abia aștept să o probez și să creez o grămadă de lucruri cu ea, pentru că are un potențial enorm. De-abia aștept. Mai am această bază, care este o bază pentru glitter, se numește Base Booster. Aceasta a costat 5,60. Și acum să trecem la produsele pe care le-am primit cadou, pentru că de fiecare dată când depășești o anumită sumă, primești niște cadouri de la ei și eu am primit cadou această paletuță. Este o paletuță mică și cu niște nuanțe care mie nu îmi plac neapărat. Eu nu sunt genul care se machiază foarte mult cu aceste culori. Dar e ok, pentru machiajul de zi este bună și are și niște farduri sidefate pe aici. Ce sidefate sunt, foarte frumoase, îmi plac. Am stricat una. Asta nu-mi place la ele pentru că se strică foarte ușor și eu de obicei le lovesc cu această folie, nu știu. Sunt foarte pigmentate, îmi plac.
Am crezut că nu-mi plac, dar produsele sunt destul de bune, doar că noi plătim foarte mult transportul și taxele vamale și ajungem cam la același preț ca și produsele high-end care sunt la noi în țară. Cu siguranță găsim ceva mult mai bun, dar nu. Asta e. Următorul cadou pe care l-am primit de la ei este această pensulă Levantai, foarte, foarte mică. Și îmi place. Îmi place că este moale. Mă aștepta să fie mult mai mare după pozele de pe site. Iar ultimul cadou pe care l-am primit de la BH Cosmetics a fost acest set de pensule. Este un set de pensule care conține 10 bucăți și se numește Royal Affair. Să îl desfac să-l vedeți și voi. Sunt foarte, foarte încântată de acest set de pensule. Uitați-vă cât de minunate sunt! Doamne, cât de moi sunt! Sunt fantastice, de-abia aștept să le probez. Cred că mai bine fac un video special pentru ele. Chiar merită. Nu mă așteptam să fie atât de bune. Wow! Asta e pensula pentru contouring. De-abia aștept să le probez. Ok, cam acesta a fost videoul meu. Aș mai avea să vă arăt acest eșantion de fond de ten pe care tot așa l-am primit cadou. Și cam acesta este haul-ul de azi. Videoul meu o să ia sfârșit aici, dar vă rog frumos dacă v-a plăcut acest video și vreți ca să vedeți încercate toate produsele, vă aștept să vă abonați pe canalul meu și apăsați și clopoțelul de notificări și rămâneți aproape. Ne auzim în următorul video. V-am pupat!